Și discuția de astăzi, pe lângă discuțiile tehnice legate de politica fiscală, politica bancară și multe pachete de reforme pe care noi le propunem, a avut o parte legată și de tot ceea ce înseamnă stabilitate politică. Fondul Monetar Internațional, dar nu doar fondul, și Uniunea Europeană, și Banca Mondială, și statele în general care au de-a face cu Republica Moldova vor să aibă un partener în care cu adevărat să discute în mod stabil și să planifice acțiunile pe viitor. Nu poți să planifici ceva ce nu poți să realizezi în situația în care există o instabilitate în acea țară. Domnul Strelez se dădea vina la acel moment pe domnul Drăguțanu, care ar fi creat prin demisia sa această instabilitate de care vorbiți. Cât de mult a afectat demisia dumneavoastră? Orice demisie care este realizată la nivelul conducerii unor instituții creează o anumită instabilitate, indiferent că este demisia guvernatorului sau orice altă demisie. De aceea, demisiile sunt bune atunci când există și un efect pozitiv. Când există mai multe efecte negative, ele sunt evident rele pentru țară. Nu vorbim specific despre demisia unei persoane din o anumită autoritate, dar cert este că indiferent că e Fondul Monetar Internațional sau că e o altă organizație internațională, vrea să discute cu un partener stabil, cu mandatul de negociere sau de discuții. Și lucrul ăsta trebuie să-l asigurăm noi. Eu mă bucur foarte mult că misiunea actuală a Fondului Monetar Internațional, deja pe parcursul primii săptămâni, are anumite rezultate în a înțelege ce își propune guvernul și ce își propun autoritățile Republicii Moldova, ca reforme și ca angajamente, inclusiv față de ei, și sper foarte mult că la sfârșitul săptămânii viitoare noi deja vom avea o înțelegere clară ceea ce trebuie să facă autoritățile Republicii Moldova, în așa fel încât program cu Fondul Monetar Internațional să-l avem atunci când o preconizăm noi aproximativ în luna ianuarie a viitorului an.